Domnilor și domnilor, a sosit momentul serii. Am vorbit timp de 11 ediții aici despre emoții. Emoții dintre cele mai puternice. Poate că însă ele nu sunt egalate de emoțiile pe care le vor trăi acum cele trei concurente. Să le primim în scenă! Mădălina, Carmen și Anișoara sunt cele trei finaliste ajunse, iată, în momentul culminant al sezonului 5 Vedeta Populară. Vom afla, rând pe rând, cine ocupă locurile 3, 2 și 1, după notele stabilite de juriu. Trebuie să spun că notele sunt adunate și se realizează o medie și cu prestația dumneavoastră din prima probă. Am mai câștigat premii în anii trecuți la concursuri, însă cred că aici aș simți așa o împlinire absolută și cred că nu mi-aș încăpea în piele până acasă, în drumul spre casă. Aștept să văd care o să fie rezultatul. Sunt mândră de ceea ce am făcut și este o realizare foarte, foarte mare că am ajuns în acest punct. Eu cred într-adevăr că va fi al meu premiul ăla, înțelegeți? Deci al meu va fi. Simt că am dat tot ce am putut mai bun, am cântat și am rupt scena în două. Ce să vă mai spun? Elize Stan ne va spune cine ocupă locul 3. La acest sfârșit de sezon, dați-mi voie să felicit acum pentru această finală Orchestra Națională Valahia pe toți membrii săi, pe Mariu Zorilă, dirijorul acestei minunate orchestre de tineri, după cum îi vedeți, care au susținut concurenții într-un mod absolut remarcabil. Și acum remarc că toate cele trei concurente se află în acest studio al Vedetei Populare pentru a doua oară. S-au ambiționat să ne arate că pot căpăta acest titlu de vedetă populară. Și după opinia mea, toate trei ați reușit să dovediți lucrul acesta. Pe cine am să anunț acum că se află pe locul al treilea, nu înseamnă că este mai prejos deloc decât celelalte două concurente. Înseamnă că așa s-a întâmplat în această seară. Așadar, câștigătoare în această finală, clasată pe locul al treilea, este... Carmen a Catrinei. Carmen a Catrinei, locul 3, dar așa cum a spus doamna Elize, câștigătoare, pentru că astă seară am avut parte de voci foarte, foarte bune în finală din atâtea puncte de vedere. Sunteți minunate, Carmen, ești minunată, îți mulțumim tare mult pentru fiecare clipă de emoție pe care ai creat-o aici pentru noi toți și te mai așteptăm, să știi, noi dorim să revii. Vedeta Populară este cel mai important concurs din viața mea de muzică. De până acum cel puțin, dar nu cred că există altul mai mare decât Vedeta Populară, cel puțin nu la noi în România și în afară nu sunt de folclor. Deci este cel mai mare concurs de muzică populară de aici din țară și înseamnă o experiență senzațională și multe, multe cunoștințe acumulate și prieteni noi, de fapt prieteni vechi reîntâlniți aici. Mă bucur foarte mult că am venit și că am participat. Doamnelor și domnilor, vom afla cine este câștigătoarea titlului Vedeta Populară, sezonul al cincilea. De la Grigore Leșe. Astăzi am avut mari probleme pentru că ați fost la distanță foarte mică. Și acum să anunț câștigător. Câștigătorul de astăzi este Mădălina Mureșan. Mădălina Mureșan câștigă sezonul al cincilea Vedeta Populară. Bravo! Felicitări! Anișoara! Ne pare rău, Anișoara! Așa a fost să fie. Acestea au fost notele după prima și a doua probă. Anișoara Popescu, locul al doilea. Mulțumim foarte mult! Am făcut totul perfect. Mă vedeam cu acel trofeu în brațe. Meritam din plin să câștig.
Mulțumim din suflet pentru tot și succes peste tot pe unde vei merge. Mulțumim din suflet! Te conduc colegii mei, doamnelor și domnilor, Mădălina, trofeul este al tău și tortul, mulțumesc, dragul meu, mulțumesc! Este tot al tău. Unde-i ascuns trofeul? Unde-i trofeul? Așa, arată-l! Bun, și acum, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să o salut. Nu a putut fi prezentă alături de noi în această seară, dar ne vedem, iată, prin intermediul tehnologiei pe Skype cu doamna Alina Marinescu, directorul general Catena, partenerul nostru și în acest sezon, sponsorul principal al programului Vedeta Populară. Și vreau să îmi permiteți chiar acum să mulțumesc întregii echipe Catena pentru că ne sprijină, ne sunt alături și, de ce nu, oferă încredere prin acest premiu atâtor tineri. Doamna director, vă îmbrățișăm de aici din platou și vă spun bună seara! Bună seara și eu vă îmbrățișez cu drag. Mă bucur că și în acest an sunt alături de români. Catena, farmacia inimii, iubește tradiția românească, autenticitatea și performanța și mereu este împreună cu cei care o onorează. Felicit concurenții și câștigătoarea din această seară și le doresc succes pe mai departe. Vă doresc multă sănătate și sărbători cu bine. Sărbători cu bine și dumneavoastră. Am aici lângă mine cecul cu 100.000 de lei oferit de Catena. Îl vom oferi Mădălinei să-ți se aducă noroc și să ne spui ce faci cu banii. Așa. Mulțumesc tare mult. Le-am spus și băieților în spate că o parte voi economisi, bineînțeles, și le-am spus să nici să nu le spună părinților mei că de o parte din ei o să-mi cumpăr costume populare și o să-mi țes și altele. Ce frumos! Pentru că e pasiunea mea. Mulțumim din suflet încă o dată. Și eu vă mulțumesc și vă felicit. Doamne ajută! Cele bune, sărbători frumoase dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Toate cele bune. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, Mădălina Mureșanu, vedeta populară a sezonului 5, felicitări! Vreau să-mi permite să mulțumesc Orchestrei Naționale Valahia, dirijorului Marius Zorilă, orchestră susținută de Marius Zorilă și Lavinia Goste. Le mulțumim pentru că acest proiect este și sună așa cum sună și datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, vă înclin, să aveți sărbători frumoase dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Mulțumim foarte mult juriului Vedeta Populară, vă invit aici alături de Mădălina, Grigore Leșe, Elize Stan, Cornelia Rednic, Niculina Stoican și Mircea Dinescu. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc colegilor mei! Mulțumesc, doamnă Lucian! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și în acest sezon. Să aveți parte de sănătate, să ne vedem cu bine în anul următor, sănătoși, înainte de toate, iar bucuria, lăsați-o pe mâna noastră. Vă vom oferi și la anul, cu siguranță vom fi tot aici. De la Televiziunea Română, toate cele bune, mulțumim și nu uitați, duminică seară România e populară! Toate cele bune, sărbători frumoase!